Oameni buni, fiindcă în afara obiectivului meu cu slăbitul, mi-am mai propus în 2019 să fiu mai spiritual și pentru că m-am documentat mai mult pe partea de psihologie și neurologie pentru clipurile astea din ultima vreme, m-am gândit că este o idee bună să abordez și eu subiectul cel mai fierbinte al existenței omului, și anume, ce este, domnule, după ce ai primit comanda de shutdown finală, după ce ți s-a tras heblu, ai dat tortul popii sau, cum ne place tuturor să credem, după ce te-ai întors în spațiul acela celest de unde ai venit pe pământ. Fiindcă eu dețin adevărul absolut și acest canal este singura voastră șansă de mântuire, în cele ce urmează vom încerca să vedem ce se știe și ce poate fi cu siguranță afirmat despre momentul morții și mai ales ce urmează după moartea fizică, dacă mai urmează ceva. Vă mulțumesc că vă uitați la clipurile mele de pe acest canal și mulțumesc în mod special patronului care și-a pus încrederea în informațiile pe care le postez eu aici. Dacă nu ați făcut-o deja, apăsați, vă rog, butonul de abonare și atingeți clopoțelul pentru a nu pierde pe viitor șansa de a fi mântuiți, de a avea o viață veșnică sau cel puțin suficient de lungă ca să ajungeți să vă transferați cu totul într-un stick USB pe care să-l piardă nepoții voștri printre scaunele tramvaiului. Așadar, haideți să dăm drumul la un nou episod din cel mai așteptat show de pe YouTube, la care, oricum nu se uită nimeni, Medicina explicată cu Radu. Oameni buni, încă din cele mai îndepărtate timpuri, moartea a fost observată de către oameni și a fost pusă pe același nivel cu viața, dându-i se o importanță chiar mai mare decât existența în unele cazuri. Există teorii psihologice foarte întemeiate care arată că odată conștientizată iminența morții și terminarea timpului de viață la toate formele vii ale materiei de pe acest pământ, omenirea a avut nevoie de explicații pentru a nu pierde controlul asupra existenței sale. Gândiți-vă cât de logică este această explicație și puneți-o, vă rog, în contextul următor. Dacă mâine aflăm că planeta noastră va fi lovită de un asteroid și va fi distrusă în totalitate, oamenii vor adopta trei procese psihologice. Primul va fi evident, negarea, și marea majoritate va încerca să contrazică, să nu creadă, să pună pe seama statului paralel, pe seama fake news, etc. Dacă toate sursele credibile se vor alinia și vor înțelege că treaba e pe bune, oamenii vor adopta un al doilea proces psihologic, care înseamnă activarea instinctului de supraviețuire. Adică vor începe cu toții să caute online cum să construiești o navă cosmică sau cum să te ferești de un asteroid care distruge planeta. Dacă și această fază va fi depășită și indiferent de puterea instinctului de supraviețuire, conștientul se va resemna cu imposibilitatea unei soluții de scăpare, atunci va apărea cea mai periculoasă și cea mai crudă fază a resemnării umane, dezinhibiția. Mai precis, dacă vor fi siguri că mâine nu mai sunt în viață, unii vor renunța la orice limită socială, la orice statut și la orice formă de normalitate și vor vandaliza, omorâ, fura sau brutaliza, fiindcă nu va mai fi nicio poliție sau nicio formă de constrângere. Alții se vor resemna pur și simplu și își vor aștepta sfârșitul cu calm sau făcând activitățile ce le-au plăcut toată viața. Iar unii se vor resemna și ei, căutându-și alinarea în spiritualitate, rugându-se la divinitatea în care au crezut toată viața. Acest scenariu apocaliptic, care nu este chiar atât de imposibil, a fost descris deseori atât în literatura științifico-fantastică, dar și în literatura filozofică sau științifică pură. Și nu în ultimul rând, în studiile de psihologie și neurologie umană, arătându-se că cea mai mare anxietate, cea mai mare frică a omenirii din toate timpurile este frica de finalitate iminentă, frica de neant, de nimic. Oamenii nu pot concepe infinitul la fel cum nu pot concepe nimicul, zeroul absolut. De fapt, ideea că există posibilitatea ca după moarte să nu mai fie nimic înfricoșează atât de mult orice ființă umană conștientă, încât pur și simplu refuzăm să concepem că ar exista și posibilitatea aceasta. Mihai Eminescu, marele nostru poet național, scria: "Nu de moarte mă cutremur, ci de veșnicia ei." Desigur, există persoane care m-ar contrazice imediat și mi-ar oferi argumente solide pentru care o asemenea posibilitate nici nu merită luată în seamă, fiindcă avem semnale de dincolo de moarte, fantome, apariții misterioase, scrisori, mesaje în vis, pe noptiera din dormitor sau pe placa Ouija. Știți și voi, la fel ca și mine, că în anul 2019, în secolul 21, dacă ar fi existat vreo posibilitate de a proba aceste lucruri în mod științific, am fi făcut-o deja și ne-am fi relaxat cu toții. Dar din păcate nu am reușit nici măcar să avem o teorie care să nu pară scenariu de film. Tocmai de aceea, marii gânditori, printre care și Mircea Eliade, sunt de părere că pentru a diminua această frică, pentru a se agăța de ceva, oamenii au avut nevoie de religie, de ființe superioare, supranaturale, care nu au această problemă a finalității, a morții, și care din mila lor poate ne salvează și pe noi de la dispariția completă.
Nu vreau să atrag nicio polemică cu aceia dintre voi care sunt convinși că, imediat după moarte, sufletul va merge în rai sau în iad, va primi o harpă sau 10 de fecioare. Bine, asta cu fecioarele n-am înțeles-o niciodată, că pare un job destul de greu, dar, mă rog, și trupul se va contopi cu natura. În mod cert, asta este adevărat. Legea conservării resurselor naturale, pe principiul nimic nu se pierde, totul se transformă, este cât se poate de adevărată. Descompunerea corpului uman în mod cert este o parte integrantă a circuitului substanțelor în natură, dar dacă avem sau nu suflet, adică ceva invizibil, nepalpabil și, atenție, total diferit de conștiință, care este un proces psihic extrem de complex și ține de funcționalitatea creierului, ei bine, aici este toată problema. Într-o zi, o pacientă cu o infecție pulmonară gravă intră în stop cardiorespirator și se încep manevrele de resuscitare. Este resuscitată minute bune, colegii din terapie intensivă vin, intubează, adică introduc o sondă prin trahee și o conectează la aparatul de respirație artificială. Ulterior, mă roagă pe mine să fac o bronhoscopie pentru a-i aspira acestei paciente secrețiile abundente, fiindcă fără această intervenție, cu siguranță s-ar fi pierdut. Totul decurge bine, facem intervenția și pacienta evoluează bine. A doua zi este detubată, respiră singură și, trezită din comă, îi spune colegului meu că a văzut o lumină galbenă puternică și apoi un bărbat mai solid îmbrăcat în doctor, adică eu, care a apucat-o de mână și a tras-o cu putere înapoi. Femeia m-a identificat rapid ca fiind bărbatul acela solid. Bine, eram gras de albinele, dar în fine. Și am stat cu toții și ne-am gândit mult timp la această experiență. Vă spun cu toată sinceritatea că o bună bucată de timp am fost convins că am găsit și eu, precum alții înaintea mea, explicația faptului că moartea înseamnă doar o trecere într-o altă dimensiune, într-o altă formă de existență, dar după aceea m-am gândit că în cazul oxigenării extrem de scăzute din acele momente prin care trecea creierul femeii, fapt ce este cunoscut că predispune la halucinații, exista posibilitatea ca ea doar să fi interpretat niște imagini pe care le-a văzut în acea agonie în care se afla. Lumina aceea puternică putea foarte bine să fie lampa endoscopului în timp ce eu îl manevram către pacientă și faptul că a perceput cum cineva o trage puternic înapoi să fie rezultatul percepției masajului cardiac, o procedură extrem de violentă, dar salvatoare de viață. Cum nu vom ști niciodată care este de fapt adevărul, am citit mult pe această temă și m-am gândit să împărtășesc și cu voi câteva concluzii. Faptul că există relatări despre viața după moarte nu este nicio surpriză. Oamenii care au fost la un pas de moarte au relatat cam aceleași experiențe, iar știința are și o denumire rezervată pentru acestea. Experiențe în apropierea morții. În engleză, în fine, sună mai bine. Near Death Experience sau prescurtarea NDE. În mod surprinzător, aceste experiențe sunt incredibil de frecvente și de comune. Aproximativ o treime din oamenii care au avut o problemă medicală gravă, fie datorată unei boli acutizate sau unui accident, au raportat o experiență din apropierea morții. În mod surprinzător, toată lumea are în comun cam același scenariu. O senzație de detașare de corpul fizic, mulți relatează că priveau scena morților de deasupra, alții că s-au desprins încet de corp, ulterior pasajul rapid printr-un tunel întunecat către o lumină puternică, orbitoare. Mulți au viziuni cu personaje ireale sau, dimpotrivă, rude decedate și de obicei sunt experiențe pozitive. Rar au fost relatate senzații de frică intensă, de iminența judecății aspre sau alte scenarii cu ființe supranaturale malițioase. Fiecare parte a creierului uman este responsabilă cu interpretarea și percepția mediului înconjurător. De exemplu, perturbarea funcționalității emisferii cerebrale stângi este deseori asociată cu lipsa percepției timpului și a echilibrului, așadar impresia că zbori într-un neant atemporar ar putea fi de aici. Emisfera dreaptă este mai asociată cu percepția formelor și recunoașterea tiparelor, a personajelor, deci viziunile ar putea avea o explicație aici. Lobul temporar este locul în care se proiectează vederea și simțurile în general, deci este responsabil cu producerea halucinațiilor. În fine, toate acestea sunt făcute nu pentru a descuraja o posibilă trecere în eternitate printr-o altă formă de existență, ci doar oferă posibile explicații pentru experiențele oamenilor care au trecut pe lângă moarte. Un lucru este cert. Creierul nostru face tot posibilul să ne protejeze de stres și de situații stresante. Ca drept urmare, una din teoriile propuse de oamenii de știință ar fi că în timpul celui mai mare stres al omenirii, moartea, în creier se eliberează rapid endorfine, niște substanțe cu rol în calmare și relaxare, ceea ce dau percepție de fericire, de liniște, de relaxare, în timp ce efectiv celulele creierului tău mor cu miile în decurs de secunde. S-a dovedit că folosirea unui anestezic numit ketamină în timpul intervențiilor chirurgiei
chirurgicale poate produce senzații similare cu experiențele din preajma morții. Mulți pacienți relatează asemenea experiențe rudelor la trezirea din anestezie. Totuși, nicio explicație științifică nu stă în picioare pentru toate fenomenele relatate, deși cea mai plauzibilă ar fi aceasta legată de eliberarea de substanțe halucinogene în exces, precum endorfinele, ca un mecanism reactiv la stresul morții iminente. Totul a fost neclar și încă mai este. Poate, dar un studiu din anul 2013, reluat recent, a arătat că există viață după moarte pentru cel puțin încă 30 de minute. Un grup de cercetători de la Universitatea din Michigan a măsurat activitatea cerebrală în timpul anesteziei și în timpul și ulterior după moarte, arătând niște date incredibile. Măsurătorile au fost consemnate începând cu o oră înainte de moarte și continuând cu aproximativ 30 de minute după declanșarea morții clinice, adică după ultima bătaie de inimă înregistrată pe monitor. Ultima bătaie de inimă este echivalentă cu momentul în care ultima picătură de sânge cu oxigen a ajuns la creier. Din acel moment, creierul este total neoxigenat și celulele cerebrale încep să moară. Astfel au fost puse în evidență 4 stadii ale morții cerebrale după ce inima nu a mai bătut. Primul începe la oprirea inimii, la stopul cardiac și este asociat cu o activitate cerebrală structurată, în special în teritoriul undelor cerebrale înalte, ceea ce denotă o activitate similară cu cea a stării de conștiință, de normalitate. Din fericire, această perioadă durează doar 4 secunde și este urmată de o perioadă bogată în unde cu frecvență joasă, undele delta, ceea ce sugerează o activitate similară cu cea din timpul somnului. Ulterior, pentru încă 20-30 de minute, în creier încă mai există activitate cerebrală coordonată de-a lungul întregilor arii cerebrale, cu intensitate însă din ce în ce mai mică, până când nu se mai înregistrează nimic. Sau, mă rog, aparatele aflate la îndemâna oamenilor de știință nu mai pot capta nimic. Din acel moment se poate spune că, din punct de vedere medical, pacientul este decedat și nu mai există nicio cale fiziologică de întoarcere la viață. Aș dori să închei acest clip cu informațiile pe care le-am citit în cărțile profesorului Constantin Dulcan, un reputat profesor universitar de neurologie și un mare gânditor al vremurilor noastre. Profesorul Dulcan spune că experiența morții clinice este un mare dar pe care Dumnezeu ni l-a dat pentru a ne aviza că sfârșitul, așa cum nu-l putem noi concepe și măsura, nu este total, nu este nesfârșit, așa cum am putea crede. Totul este nesfârșit prin metamorfoza continuă de a naște și apoi renaște într-o continuă și perpetuă schimbare. Eu sunt calea, adevărul și viața, a spus Iisus, nu întâmplător, iar istoria Universului nostru, în planul său celest, a decis că moartea noastră este neapărat o spiritualizare, o integrare absolută în acest univers. Oameni buni, sper că am reușit să fac un clip spiritual așa cum mi-am propus. Știu că lumea nu intră pe YouTube ca să se deprime sau să-și amintească de cât de efemeră este viața, dar eu cred că avem nevoie și de asemenea momente, de meditație și de spiritualitate. Aștept să-mi spuneți în rubrica de comentarii părerea voastră despre viață și moarte, dacă sunteți de acord cu extremele în care totul se termină brusc și nu mai există absolut nimic, sau cu ideea că ne teleportăm într-o altă dimensiune alături de îngeri, fecioare, Kurt Cobain, Jimi Hendrix și Albert Einstein. Părerea mea este că, pentru a fi sigur că trăim veșnic, este important să creăm amintiri memorabile pentru noi și mai ales pentru cei din jur, astfel asigurându-ne un loc cert în memoria colectivă, în memoria celor din jurul nostru. Dacă v-a plăcut clipul, dați-i un like, dacă nu v-a plăcut, dați-i un dislike, știți bine, nu mă supăr, mă enervez un pic, dar îmi trece. Nu uitați să vă abonați, să dați acest clip și altora pe Facebook, pe WhatsApp, pe Messenger sau să băgați în toate boalele scriind adresa web cu markerul negru sau roșu pe oglinda din baie. Eu sunt Radu Crișan și vă doresc la toți să fiți sănătoși! Pa!